Salut, dragilor! Bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu grupul online. Acum spune Ana, bună ziua, dragilor și prietenilor. Adăga și prietenilor. Au plecat americanii, așa că ne apucăm și noi de treabă serios. Nu mai fugim, pierdem vara. Trece vara și mai nimic n-am făcut. Dar de ce m-am oprit acum să vă arăt încă o dată ce poate să facă biostupul ăsta? Chiar staționar. Deci, dragilor, este sigur staționar, știți bine. Eu nu mai fac pastoral, nu mă mai deplasez pe afară, că nu am timp. Nu am timp, nu am forță. Așa că am ajuns la unul la care l-am ciupulit așa, cât se poate de tare. Eu am făcut chestia aceea, știți voi, am trecut matca în spate aici, abar n-am dacă am trecut-o pe ea sau am lăsat-o în față, sigur un lucru s-a întâmplat. Aici au apărut boci, au apărut o mătcuță, nu mi-am dat seama dacă e împerecheată sau nu, dar am șigurit trei rame, una, două, trei, rănitorul a fost al patrulea și încă alte două rame pe care nu le-am mai luat. Cum arată acele rame? Haideți să le arăt. Sunt aici la mașinuță. Noi așa facem recoltarea. Iată cum arată asta. Deci, astea sunt cele trei rame. Aici mai avea și ceva, câteva celule de cuier de ecluzionat. Deci am zis că am luat trei rame, da? Una, două, iată, două. Ua. Asta mă așa dacă depuiesc. Cam fine. Da. Aici e voi ecluzionat, vezi, au fost boci. Am văzut și mătcuța. Am văzut mătcuța la un moment dat când scuturam acolo pe una de rame. Și cred că a treia ramă asta. Iată, așa arată cele trei rame luate din buzunarel, dar acolo e o singură matcă. Deci o singură familie, dragi. Și au făcut naveta, ce-o fi făcut, unde s-o fi localizat, eu sper că în spate. În față, acolo, că în spate n-am găsit o mătcuță care mi s-a părut neîmperecheată ei în clipa asta. Deci vă spuneam să duceți spre schimbul niște din matcă, e treaba ei. Dacă ar fi fost în același cuib, nu? Adică dacă ar fi fost în stupul tradițional, știți bine, într-o parte, când matca și familia a decis schimbul liniștit, matca tânără, bătrâna se localizează într-o parte, tânăra preia comanda și se duce, lucrează. Ei, aici lucrurile merg cât se poate de interesant, pentru că noi le-am creat condiții să se întâmple chestia asta. Și localizarea înseamnă într-unul din compartiment. Și acum am zis, hai să mă duc la cat. Asta vreau să vă spun, că haide să mergi la cat. Iată cum arată caturile. Da? Deci, uitați-vă. Da, nici american nu văd așa. Ceva că putem să făcut spunem data. Familie, nu era chiar așa de căpăcită, știi? Da. Aceea care a făcut-o da, dată. Da, când au venit cineri. Da, când au venit americanii. Acum le fac filmulețul să le arăt. Îi știu exact. Producția. Da. Și Victor vrea să vadă el acolo. Cum? Scoate, ai văzut că avea curaj și sunt plimbat cu întrezea bine pe aici. Da. Ana care îmi lasă înțepătura, nu mai îndrăznesc să fac asta. După ce am plecat de aici, am făcut și o lecție de matematică. Amândoi. A fost un spectacol frumos. Da, deci iată ramă din biostup stând pe loc. Mărcuțile, dacă sunt valoroase, faci treabă. Deci ea selecția asta cu schimbul liniștit de matcă ne duce la situația aceasta fericită, pentru că problema roitului scade ca interes. Matca trage, cum ales când este în
trage foarte bine. Ați văzut acum, se duce de acolo până acolo, se lasă pe gubaș și în final unde se localizează și vede de treabă. Eu sper să fie în corp, o să vedem dată. Că aici a apărut acea tânără. Și se vede de treabă, nu o interesează roitul. Ai. Ai, băi, băi. Deci s-o dat. Le spun tuturor prietenilor mei că din mierea asta pot ajunge și la ea acasă. Dacă am să pun pe internet, să văd câteva locații unde le găsesc așa în țară, să putem să le să ajungă așa miere de calitate, nu povești. Deci, în momentul în care vezi așa ceva la extras și îți oferă omul ăla mierea asta, n-ai decât să te bucuri. Că știi că e o miere de calitate. Maturată cum trebuie, totul făcut. Păi că suntem la început acum. Da. Îți dai seama cum au arătat ramele mai de vale, mai la sfârșit? Da. Dacă așa la începutul extracții arată, la sfârșit cum ar arăta. Frumos. Ai, ai, ai. Mai frumos de atât nu se poate, da. Vorba ta că... Să mă amintești când am pus caturile, adunai ramele și ele de prin graj pe acolo, de prin graj, de prin magazia aceea. Bă, nu e că poți să arate așa mâine? Adică mâine, după da. Un timp? Deci este și foarte important ca la extracție să nu vă expun, să nu expuneți ramele care le luați. Deci există pericolul pornirii furtișagului, acum este cules. Și de aceea bine ai liniștit, altfel știți cum ar fi roi merge după tine. Trebuie să luăm toate măsurile ca spre final, acolo, când vom ajunge să încheiem extracția fănică, o să vezi ce bătălie se dă. Foarte greu extrage. Foarte greu extrage când albina nu are curent. De ce? Apicultorii caută să extragă mai spre sfârșit, dar încă să fie cules, măcar din treținere. Că altfel e dezastru. Nu te lasă. Așa. Da, mai vede. Da, fănică. Iată, apicultorul din tine vede așa ceva pentru prima dată, nu? Așa o minune. Trebuie să spun și eu. Sigur, când făceam pastoral aveam ocazia să... Dar la staționar n-am prins. N-am prins. Așa că... Anul ăsta, eu merg bine. Deci, contrariar celor ce s-au auzit prin țară că din cauza intemperiilor, a așa, vremii, nu prea au producții. Deci nu prea există producția noastră. Da. Te eu să uite că nu am mers, de ce să mă spun, n-am mers salcâmul, că a fost ploi continuu și a fost o perioadă groaznică. Salcâmul l-am pierdut și eu. Sigur l-am pierdut. Da. Apoi... Eu m-am concentrat foarte tare pe producerea roilor și pe mulțire, în primul rând. Și am zis, băi, lasă să facă miere alții. Eu să-i ajut să facă. Ți-am amintești cu Mirel, băiatul ăla, cu nuvinșul ăla, cu maramele? Anul trecut la tei, înainte de tei, i-am dat 10 familii. Pe 15 rame de puiat, mai. Pe fiecare, 15 rame de puiat căpăcit. Mm-hmm. Și acum, cicare 100 și ceva. Da. Dacă au avut grijă. Da, au avut. Au intrat cu vreo 40 în iarnă, din șerizășii. Și au ajuns acum să aibă peste 100, 107, 80, nu știu. Foarte bine. I-a zis, bă, dar nu-ți mai spun nimic. Și-o dat și interesul, că... Da, bă, da, altfel... dai seama. Ideea asta de a face din 10 la un an de zile, să ai de 10 ori
Da. De 10 ore. S-a ocupat, deci nu... Nu numai că s-a ocupat. O prins toate șmecherile astea. O valorificat fiecare bostă. Un an de zile a stat pe lângă mine. Da. S-a stat un an de zile, muncit cu taic-sul, cu tot, așa, pe un mireașcu. Da. Și cu Emil, tatăl. Și... Când au plecat, la un an, i-am zis, băi, ia să vă fac eu o figură. Să mă țineți voi minte. Să mă țin minte. Uite-o, Fărică. Da. Deci, până jos și pe partea pe alta, vărăite. Vărăite, așa spune. Așa că îl rog pe Cristi să spune câteva numere de telefon, să vedem și de prin București, pe, poate și pe la Iași, să găsim Cristi. Așa, punte, și să ducem să le facem bucuria asta oamenilor. Adică, te duci. Să iei o mere de calitate, domnule, să te bucuri că fii sigur că nu te păcălește. Că din păcate asta e marea drama a românilor. Nu poți să fii corect, nu poți să fii corect, trebuie să păcălească. Să zici că 80% din merea care e pe piață e contrafăcut. Cam câte kilograme are? Are 4 kilograme. Cam 4 kilograme și astea e la jumătate. Aia? Nu, e la 3 sferturi. E 3 sferturi astea? Da. Aia de jumătate nu poate să vă aibă. Cam 2, așa. Deci, dar așa se... Dar le-au umplut, nu glumă. Da. Deci nu e poveste. De. E adevărat, e realitatea asta. Deci căpăceala, Sam, dragilor, căpăceala ce este? Uitați așa. Eu când dau la centrifugă, că nu pot să dau ram așa, trebuie să fiu cu pieptul acela. La căpăcelele deoparte, dar fiecare trebuie să mă insist un pic să vă explic ce se întâmplă. Deci, uitați ușor, ușor cum ea o închide. Da? Uitați, mai are un pic, un pic, dar înainte de a o ventilează, scoate apa până la 18-20%, după care pune un antibiotic, o proprietăți terapeutice nebănuite, cu un spectru foarte larg, asupra multor boli. După care pune un strat de propolis și pune căpăcelul cu ceară. Uitați cum închide, ușor, ușor. Da? Și mai are doar un pic, un pic. Așa. Deci, funcție de cum și-a dat seama, fiecare celulă e stabilită la nivelul de concentrație de apă, să fie 18-20%. Fiecare celulă în parte. Ei, asta e maxim maturată. Ți-am povestit când am plecat în America în 2001, Microsoft le-a oferit posibilitatea să pleci cu 3 tone, un pachet de 3 tone, cu vapor. Da. Un container. Așa. Și ce să le dau eu, băi, de 3 tone, băi? Ce să le dau eu de 3 tone? Chelegos, cum, sau săracanul ăsta, care nu trecut și de când sână a funcționat, cum zice Creambi, nu? Așa eram și eu atunci. Păi, ce să le dau, ce să le dau? În sfârșit, am luat parcă un mobilă, nu știu ce, așa, și am pus 200-300 de kg de miere, mă. Avem așa niște mere salcâm de asta scoase. Uite așa cum vezi tu aici, așa iar fuzez toate ramele în anul ăla. Și le-am pus mierea aceea, băieții aia care au venit, au făcut pachetele, un tir au venit special. Fusese o firmă din Olanda, de ale lor trebuie, în sfârșit. Și Microsoft plătită, sau firma respectivă, plătea o asigurare de 30.000 de dolari dacă cumva se întâmpla ceva cu pachetul. Și o să zic, domnule, dați-vă deoparte, noi spunem că noi răspundem pentru asta. Deci noi astăzi spunem ce să împachetăm și noi împachetăm. Și așa au plecat atunci. Pe avion le-am dat voi până la 200 de kilograme, atât. Un pachet se-a dat 200 de kilograme. Și călătorii la business class, băi, companie mare. Companie adevărată, nu... Era cea mai puternică pe glob.
Când am ajuns acolo, apartament la dispoziție, mașină, o femeie care se intereseze de să se introducă în mediul, să spunem, în problemele care sunt acolo. Ale 2 luni de zile, o femeie a fost tot timpul pe lângă ei și i-a inițiat ca să cunoască problemele care le-au de rezolvat. Deci așa ceva se întâmplă. La 2 zile, biroul era pregătit, era scris Mr. Dumitrașcu Adrian, gata să intre cu plug în braz. Deci nu, îți oferă, îți dă, dar începe trebuie să băiete, dai nu? Și tu. Așa. Îi spuneam acum, bă, Adi, bă, cum e chestia asta acum când angajezi? Ce urmărești tu la angajare? Ce probleme? Că atunci când ai venit, eu eram eram la Floarea Soarelui și am dus la interviu. Și când am venit, am din răbdare să văd ce-o făcut, ce și cum, în sfârșit. M-am găsit cu el, că ce, cum a mers? Nu știu, nu cred că am făcut mare brânză. De ce, mă? Eu eram, cum tine să nu faci tu, mă? Tu să nu faci? Dacă mă duceam, eu nu făceam. Era clar pentru mine, dar pentru tine? Păi zici, nu au vrut să afli deloc și câte informatică știu eu. Așa zici, sau... 5 ore m-a chinuit acolo, 5 oameni, fiecare câte oră, în felul lui, acolo. Da... Ia uite tu. Da, vezi? Tras la șuble. Da, mă. Deci, ia să ne uităm și nu. Mai de-aproape. Un pic? Da? Să nu zic luna. Dar nu se poate scoate o ramă de asta decât din stupul ăsta. Da. La același stup. Și de ce? Pentru că s-ar bate albina dacă le aduci din altă parte. Da, nu. Nu. No. Asta e realitate, nu e poveste. Da. Frumos. Nici nu din 100, dacă o alegeai, nu. Auzi, nu găseai. Da, dar eu nu la rând. Îți dai seama. Data trecută am luat unul la întâmplare de aici. Pe mine mă interesează pe partea aia altă, că fac fagurile. Da, așa. Deci aici au fost... Deci, oare e din cauza mea la partea mecanică? Nu, ei, sau? Din cauza nu a ta, că astea au fost făcute. Aha. A unuia ca tine. Da, da. Că a, deci nu e opera mea. Mă bucur. Că turnul, pe astea erau de multă vreme puse. Că mă interesează. Ai pus și tu de astea 3/4? Da, la început. Da. Băi, dar ai pus și tu. Băi, ia ta, mă. Ia mea așa, l-am uite, mă, că, da, uite da. Că ai pionez aici, mă. Ia da, ta, da. Mă. Ia mea. Uite, și pionez în partea asta, că ai întins tu aici, stilul de întindere. Da, e opera ta, dar de faptul că le-ai îngrămăit aici la capăt, acum ai înțeles. Da, da. Oricât aș explica eu înainte de, nu înțelegi. De ce să-l tai un pic de, ți-am zis după aceea, ți-am zis, băi, lasă-mi tai o bucățică din ea, ca să ai, să nu da, curs, să îngrămădească acolo. Da. Da? Deci e foaie pusă de tine, bărbat. Da, da, da. Clar. Asta, acum o văd. Da? Foarte bine că ți-ai pus problema, așa e. M-am uitat la una. De fapt, tu acum, punând problema asta, ai făcut un lucru fantastic de valoros pentru... cei care vor primi filmulețul. Ca da, dar și pui pentru foaia, mine, da. Și pentru tine, dar și pentru ei. Când ești indo, pun în, o îngrămădesc acolo. Da. Deci n-ai voie. Da. Deci ești lateral să tai, ai văzut, ții minte. Da, lateral am rezolvat. Așa, înțeles, dar aici în spate își lasă că se umpli foarte bine. Da. Ei, nu, nu e nevoie, nu trebuie așa. Așa. Fănic că continuă operația. Deci, ne luăm la revedere? Nu. A, da, 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 da. Ca să vadă portomul cele nouă rame cum arată. Deci toate nouă, nu una da și una da. Mi-a intrat una pe și la spină. Da? Lasă că face bine acolo. Face bine. Da. E o senzație plăcută. De-aia spune tu mai devreme ori nu pune nimeni la revedere. Știam eu de știi grăbetul. Păi așa, mă, omoară. Ca ursul. Gata. Știi ursul cum face, nu? Da.
să scape de copaci. Deci, ia uite-te, băi. Băi, nică, băi, fădică. Frumos. Ai miroase la apicultură. A, da, da. Profesional. Da, 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 da. Deci, ăsta e biostupul. Da. Asta e performanța. Deci, stând staționar, ai performanță la mulțire. Faptul că să mergeți pe schimb liniștit de matcă, știu ce spun eu apicultorii, știu asta. Mărțile sunt foarte, foarte valoroase. Asta, munca făcută la selecții, ducând pe schimb liniștit, te conduce la surprize de astea. Deci asta este marea. Poveste cu valoarea mărcii. Și cine am făcut în primăvară la ăștia care am dat la vreo 60 de familii, m-am străduit să le fac așa cum aș fi cumpărat eu, să le produc bucuria asta, numai mărci selectate, numai valoroase, așa. Numai să-i bucur pe oameni, că dau un bănuț să aibă și starea asta de bine. Reușesc să-ți recuperez, dacă mai ales faci pastoral, nu suma să o recuperez. De două, trei ori. Da, da. Biostupului. Deci, care vin, zic, domnul profesor, vreau de la dumneavoastră, albina, îi văd beții de și când e o albină, da, e educată. Deja putem spune că facă după treabă. Atâția ani. Așa, și nu e agresivă. Comparație cu alte familii, povestea cineva, doamne, dar nu mă putem apropia de el. Da, dar mai ales băieții din Galați. Așa. Ai văzut atunci? De la din Matca sau Munteni, nu știu. De la Munteni am presat. Sau Matca, nu știu ce sunt. Oricum, cert este că erau... povesteau că ce pățesc e acolo, nu? Da, sunt mai agresive. Da. Este foarte important. Păi când i-am văzut echipați, zic, domnule, ăștia, cosmonauți, nu? Așa. Au greșit pe... Deci, pe lună trebuia să meargă cum erau aranjați. Domnule, dar iată, dragilor, și ultima ramă. De care... acum o luăm. Deci până la ultima, prima până la ultima ramă, perfect, perfect. Vă uite. Să știi că nu mă gândeam să facem filmuleț, dacă nu se întâmpla ca din spate să prind trei rame de cele încărcate și când se mă duc la cat, și catul plin. Băi, ia uite, băi. Iată o măticuță. Se semn că de acolo a ieșit, s-au tot dus mai s-au multe plimbați. Sunt curios dacă matca de bază mai este acolo. Jos. Da. În asta... stupul de oase. Da. Că aici n-am găsit tot, am găsit tot o mătcuță. Acum am găsit o mătcuță aici, pe rama asta. Păi erau vreo 5 boți. Da. Sigur că ele, astea din etrozionat, din buzunărel, în condițiile în care matca, mamă, este aici în față, ele de aici caută să se localizeze, au fugit de sora ei de aici. S-au dus în partea asta, deci e nebunită să se găsească un spațiu. Ar fi interesant ca una din fiice să fie aici și o altă fiică să fie cu matca de bază în față. Există și posibilitatea asta. Ca și cum mama cu fiica e asta aici. Să acceptă, nu e problema. Numai că ele, cele două fiice, poate, zic eu, datorită barajului care este aici, să spună, băi, las-o și pe ea, hai, ne suportăm, că nu o fie. Sfârșitul lumei. Iar în cum schimb liniștit. Da, deci e... sunt curios. Curios, cu adevărat. Aici au crescut și făgurel. Că au fost o leacă spațiu, n-am lăsat la ramele. Hai să vezi. Da. Vezi?
Păgurea la rămâne numai cu miere. Da, la, dăm la documente secrete. Da? Pentru mine acum. Acolo, pentru tine. Gata, așa fac, băi. Mai ronțe. Da, gata, măi. Nu discută. Se execută. Se execută. Dar cred că mi-l golești până. A? Ce? Nu, nu. Până terminăm. Adică până când terminăm da. Stupul ăsta, te gândești să putea să-l golească, a? Vezi, pănică încă ceva. Ăla care mi l-aș dat duminică atunci, am luat din el ce s-a putut, l-am lăsat deoparte și l-o lins tot. Păi da. E... Au venit și l-au luat mierea, care n-am putut eu să iau. Da, 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 da. Deci pricepute. Pricepute la strânge. Adică harnica o furnică. Ca o albină, mă. Și furnica e harnică. Dar albine sunt, știi cum? Exagerat. Harnici... Și dacă au cules, sunt atât de lacome încât înghit de nectar, nu mai pot pleca de pe loc. Nu pot decola. Și merg așa salturi, merg o leacă. Stau și dă și se abia respir. Și iar mai salt o leacă. Iar dacă da. Sunt la vagoane, e o problemă ca să ajungă sus la Urdiniș. Da. De aceea, la înălțime. O să oprește oriunde, la un Urdiniș mai jos, la o adică. Numai să vadă cu... și cât, cum să spun, așa mare, cât buricul degetului, că el e înghit, și gușa lor e interior, cu abdomenul, așa vine cu tot. Sunt flate, pur și simplu, sunt flate. Ce? Sunt nemai pomeni. Acum încercăm să luăm o ramă. Să vedem care e situația jos. Sunt curios, curios. Ne uităm și după omăți. Da. Deci vedem. Câte un pic. Dacă... matca bătrâna. Nu trebuie să o căutăm pe ea. Să vedem dacă are ouă. Da, iute ceva are. Are o ramă întâi și întâi. O ramă full. Pe care trebuie să o extragem, fănică, nu o lăsăm aici. Da, da. Deci asta o și-o scutură acum. Și-o bănă la matca. La centru. Da, uite, că nectară, băi. Vezi? Vezi, fănică? Este dovadă că avem cules puternic. Da. Ia uite. E nectar de astăzi. Da, da. Nu a fost procesat. Deci ăsta este astăzi adus. Noaptea asta îl prelucrează, îl aranjează, ventilează. Dar dacă e văruit, înseamnă că a fost maturat tot. M-a curat, căpăcit. Aia, dar dacă ți-aș spune de unde m-a înțepat, da, nu spun. Vârful urechii. Da, din vârful urechii. Ce apam. Uite, băi. Am o matcă tot timpul o găsesc aici. Uite, vezi? Hai, du-te în brânza ta. S-a dus. Nu mai dați. Că dincolo... Când ajungem pe de acolo... Da. Băi, băi... Da? Păi nici uite ideea. Dacă ai albină, ai chinej, ar ce-mi duc la treabă, faci treabă. Dacă nu, vorbesc singur. Și astea de schimb liniștit, nu știu să roiască. Ele muncesc, muncesc, când se epuizează, apare sub fiice care prea comanda. Și asta fac. Hai, băi, dar ce mă înțepați pe la gâte.
masculin cam îngrămădește de acum, nu prea mai au nevoie. Au ceva nevoie că acum au povestea asta cu roitul. Cu roitul, cu... cu perechera măților care le au. Că el nu știu că sunt masculi și la alte familii. El cred că numai cu alte masculi de la el, dar nu se întâmplă asta așa. Nici nu se întâmplă cu aceia, la aceia stupini. De multe ori la alte stupini și ce bine că de la alte stupini. Pentru că se rezolvă problema consanguinizării. Adică își pierde valoarea dacă mergi numai cu din aceeași marcă totuși, trântuși și mătcuțe, regine tot de aici. Eu aștept să găsesc niște larvi, ouă, atunci matca există, nu o caut, nu o pot găsi prin cât albin este aici. Aici tot miere este. Dar nu-i căpăcită și... Ai văzut ce se întâmplă dacă nu-i căpăcită? Curge? Da, curge. E slabă. Și atunci noi o lăsăm aici și îi punem caturile gol și știi ce se face cu catul gol? O trage sus. Da? O iau din celulele de aici și o trage și o bagă sus. Da? Deci asta e ideea. Da. Știi la un moment dat că am băgat catul între ele așa? Da, da. Asta era greu. Mai îl pot ridica pe ăla? Pe ăsta nu-l mai ridicam. No. Nu ridicam. Greu. Puteam să... Dar la era mai... încerca de nu știu câte ori. Deci nu trebuie să-l lași. Să fie atât de greu, ci un pic mai devreme, înainte să începe căpăcirea. Hai, du-te-mi. Cred că trebuie să-l las, să nu te rup. Și să fac și mai o mișcare, să... E părea că de fum, că mă atac pe dedesubt. Am găsit el o soluție acum să mă îndepărtez. Dragilor, vă voi povesti în alt filmuleț dacă matca am găsit-o sau nu. Adică matca nu, matca ouă, dacă găsim sau nu găsim. Mai trebuia să iau eu costumul. La costum nu m-a mai atacat. La halat văd cum atac. Da, păi intră prin zis, la mine intră prin buzunare. Din buzunar la tine? Faci treaba. Foarte bine. Scopul lor se apropie de piele, nu? Sunt curios. Pe orice gauri intră. Da. Mă mai la rama asta și pe un gata pe aici. Renunț. Renunț că... Nu știu. Până aici n-am găsit nimic, e blocat circuitul. Dacă a fost suzvăruit tot, vezi, el nu mai putem să pună și pun în partea de jos, blochează cuibul. Asta este un cuib blocat. Dacă la ăsta am ajuns și l-am găsit blocat, cum se va întâmpla mai târziu pe la ăștilalți? Băi. Trebuie poate neapărat la Crăciun. Caturile trebuie. Auzi? Da, 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 cred că asta va prima fi dată. Caturile ca să le dăm drum. Și le trag de jos sus pe urmă. Da, mă, uite așa, asta e operația care face. Păi dacă e blocate sus, clar că bagă jos acum și da. Marca unde se mai pune ouă. Da. Asta e povestea. Trist, dar adevărat. Deci, din mâine dimineață, numai pe cat o sărim. Da. Asta facem. Am luat o ramă, știi, mai dincolo. Toate, la fel. De-o îmi dau seama după mâine. Deci nu, e blocaj.
o fi pe undeva masca, printr-un colț, dar e blocat. Și acum îi se pun aici două foi. Da, vezi la spate. Așa, două foi, catul și plecăm de la dânsul. E supărat. Dumnealui mi-a făcut figură. Da, mă, dar am învățat de aici o chestie de caturile de urgență. Da. De urgență, de urgență. Aveam cam fuiegit-o. Ne-am plăcat la 12 și ceva de treabă. Dar am învățat acum de la familia asta. Și treabă urgență ne așteaptă. Dau și lui două foi să mai pună. Aici cum crește o celulă, cum pune în ea? Crește o celulă, cum pune în ea? Da. Nu discută. Nu mai au loc. S-au supărat toți băniții așa blocate, vedeți. Cine ai vindat timp? Cine ai creat așa problema asta, stresul ăsta? Da. Ne oprim aici. Preste filmarea fănică că...